Oameni buni, alături de mine este Alina Șerban cu o poveste care a făcut înconjurul lumii. De fapt, corect ar fi să spunem regizoarea care a plecat de jos, de foarte jos, dar a ajuns sus, foarte sus, pentru că ești și regizoare, ești și actriță în filmul tău și mi se pare fabulos. Mulțumesc! Și l-am și produs, deși nu m-am dus la niciun... Nici o casă de producție. Da, nu. Nu am... Numai un pic, începuse cineva să... Da. Începuseră telespectatorii să vorbească. Nu m-am dus nici la vreo emisiune cu lei să le cer bani sau ceva. Am fost eu propria mea leoaică sau cum se numește? Imperiul leilor, da, exact. Ai fost propria ta leoaică, da. Și ai reușit. Știi ce vreau să le spun oamenilor? Că pentru tine e o mândrie să spui că ești prima regizoare de etnie romă din România. Pentru mine e o mândrie să spun că sunt romă și sunt la debutul meu de regie. Sper să vă invit la multe alte proiecte. Se întâmplă să fiu prima, sper să mai existe pe parcurs foarte multe femei și nu numai femei, dar oameni care să-și pună povestea, să se autoreprezinte, pentru că asta cred eu că e important. Să, dacă ajungi să cunoști oameni care fac parte din alte minorități, îți dai seama că ei sunt la fel ca tine. De fapt, despre asta e vorba. Și da, de data asta sunt mai emoționată ca în oricare altă dată când te văd. De ce? Pentru că sâmbătă, da, 20 februarie, clar, se împlinesc 165 de ani de la abolirea sclaviei romilor. Uite că mă și bâlbâi. Și tocmai pentru asta eu m-am gândit să pun pe Facebook, în mod gratuit, primul meu scurtmetraj. Se numește Bilet de iertare. Da. Este un pas foarte mic pentru a vorbi de un subiect atât de complex cum ar fi 500 de ani de sclavie. Tu știai despre asta? Nu, dar uite, mă bucur că sunt lucruri pe care le aflu și mă bucur foarte tare, te urmăresc pe Facebook și chiar o să vreau să văd link-ul ăsta unde să putem să vedem scurtmetrajul. Vă rog, sunt numai 15 minute. Uh-huh. Și e o felie așa de viață din 1850 și înainte ca sclavia să fi fost abolită. Și vă invit să vedeți o poveste umană, nu una neapărat, a, Alina, ce faci, ne iei cu istoria. Nu. Vreau să înțelegem că suntem oameni, că pe atunci a avea alți oameni ca sclavi era normalitate, că puteai să ai case, atunci. Da, puteai să ai case, vile, mașini și suflete. Și povestea asta ne hăituiește și astăzi, că dacă... Eu tot timpul spun asta despre sclavie și mă scuz, este o comparație destul de trivială, dacă îmi permiți. E ca și cum, dacă noi nu ne uităm în trecut și nu vorbim despre sclavie, nu vorbim despre Holocaust, nu vorbim despre lucrurile care s-au întâmplat urât în istoria noastră, avem impresia despre noi că suntem foarte buni unii cu ceilalți, că unde am ajuns noi astăzi, e normal, nu? Adică alții ar trebui să fie fără electricitate, fără apă caldă astăzi, pe frigul ăsta și așa mai departe. Că unii ar trebui să fie la marginea societății. Eu, pentru că vin de la marginea societății... Să știi că noi am folosit un titlu care poate spune în foarte puțin viața ta, de la chirpici la cal. Pentru că asta e viața ta. Alina Șerban, de la chirpici la cal. Exact. Pentru că tu ești persoana care ai plecat și știu povestea ta și sunt convins că și cei de acasă, exact cum ziceam, de la chirpici, o persoană care n-avea absolut nicio șansă, nu-i se gândeau șanse, umilită în liceu și ai ajuns la Cannes. Filmul meu e la Cannes. Da, am fost reprezentanta României la Cannes în 2018, cu Singură la nunta mea și cu Gypsy Queen, tot la tine m-am bucurat să anunț lumea că am câștigat un premiu care se numește Cea mai bună actriță a Germaniei, deși eu nu vorbesc germană. Da, eu sunt un exemplu al imposibilului, să zic așa, dar asta pentru că am avut foarte mult ajutor. Și eu, dacă sunt astăzi aici să spun, vin să spun un mesaj de solidaritate și de unitate, cred. Pentru că unii oameni nu s-au uitat la mine ca la o romă. S-a uitat cum te uiți tu la mine, cu empatie și te regăsești în mine ca și normal. Om. Ei, așa aș vrea să ne uităm unii la alții, indiferent de etnie, sex, religie și așa mai departe. Să știi că mă uit cu admirație pentru succesul tău și pentru forța ta de luptă. Mulțumesc că mă primiți aici în casa voastră, unde... Știi că mereu ești binevenit. Mulțumesc foarte mult și dacă îmi permiți, aș vrea să spun că pe 20 este
pentru mine și pentru noi ar trebui, ca țară, ar trebui să fie o sărbătoare, o comemorare a unui eveniment important în istoria noastră a țării. Mm-hmm. Nu numai pentru rom, pentru că asta e istoria noastră a României. Haideți să le mai spunem oamenilor încă o dată că pe pagina ta de Facebook, exact, pe 20 februarie, va fi link cu acest scurt metraj. Exact. Și un scurt metraj pe care practic nu face altceva decât să invit pe oameni să-l urmărească. Desigur, este gratuit, tocmai pentru că eu, sincer, Cătălin, de multe ori n-am avut bani să merg la teatru. Eu am dat la un ATC fără să mă pregătesc cu vreun actor și, sincer, nu fusesem la teatru pentru că nu-mi permiteam. Mă mai lăsau să intru, știi? Dar eu consider că cultura de bună calitate poate să fie și gratuită și că publicul primește ceea ce îi dai. Nu cred că publicul vrea numai chestii triviale și așa mai departe. Și tocmai de asta, la liber, cum se zice, pe 20 februarie, pe 20 februarie, toată ziua, 24 de ore, pe Facebook, Alina Șerban, Alina Șerban director, oricum, scurtmetrajul se numește Bilet de iertare. De ce? Pentru că în momentul ăla, în 1800, dacă eu, ca proprietar de sclavi, decideam să dezrobesc pe cineva, îi dădeam un act care era un bilet și spuneam te iert din robie. Așa că de asta se numește bilet de iertare. Se referă la un document de libertate. Abia aștept să vedem pe 20 februarie. Vă rog, vă rog. Pe pagina ta de Facebook, Alina Șerban. Să ai succes. Mulțumesc. Pe 17 februarie, deci peste 3 zile puteți să vedeți acest curtmetraj. Îți mulțumim mult. Să ai succes. Mulțumesc și oricând eu. Ești binevenit în casa noastră și știi asta. Vă mulțumesc mult și vă doresc tot bine zime. Mulțumim mult. Mulțumesc. Mâine de la ora 3, oameni buni, vă așteptăm din nou alături de noi. Până atunci pe Instagram sunt Cătălin Măruță. Vă aștept cu mare drag, cu mare bucurie. Iar mâine la ora 3 ne vedem din nou aici pe programul Pro TV. Vă așteptăm.